Primul accident s-a produs pe drumul național 2A, în apropiere de aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu. Șoferul unui tir nu a păstrat distanța regulamentară în trafic, a alunecat pe șoseaua cu polei și a lovit o mașină în care se aflau 4 persoane. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe contrasens într-un copac de pe marginea șoselei. Tirul a intrat și a băgat un cop. De unde veneți? De la Hârșova. Aveați viteză? Nu, relativ 60-70 maxim. Șoferița de aproximativ 55 de ani și fiica ei au fost scoase din mașină cu ajutorul echipajului de la descarcerare. Aveau răni la cap și mâini. La spital a ajuns și o persoană aflată pe bancheta din spate. Am intervenit pentru scoaterea a două persoane de sex feminin dintr-un autoturism Audi, încarcerate. Victimele sunt în stare bună, operațiunea a decurs în parametri normali. Polițiștii spun că bărbatul aflat la volanul autotrenului nu consumase băuturi alcoolice. După 3 ore, agenții de la rutier au fost chemați la un alt accident. De această dată pe drumul național 39 în localitatea Lazu. Aici un șofer a pierdut controlul volanului tot din cauza poleiului de pe șosea și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism de pe contrasens. Nu a adaptat viteza la condițiile de trafic, a pierdut controlul volanului, s-a pus de-a curmezișul fiind lovit de un Opel care venea din spate în lateral dreapta. Două persoane din mașina acroșată au ajuns la spital cu răni minore. Conducătorii auto care vor fi găsiți vinovați de producerea celor două accidente vor fi cercetați penal pentru vătămare corporală din culpă.